la ultimele alegeri a fost cea mai, rată, cea mai scăzută rată de prezență la vot. Deci avem o prezență care este din ce în ce mai scăzută. De foarte multe ori avem 25% din populația reală care, face parte, care votează. Trebuie să refacem probabil că acest recensământ, primele date din acest recensământ sunt, după părerea mea, un adevărat dezastru. Am, de ce? am încercat cu Mona Musca, explic în două cuvinte imediat despre ce vorbam. Am grăbă. făcut cu Mona Musca în, în 2005 sau 2006, eram eu, eram eu senator, am făcut la Parlament, am adus pe cei mai buni demograf din România, profesor universitar, pe domnul Vasile Ghețeu, pe Preanu Rotariu, regretatul profesor de la Cluj și am ținut despre criza demografică viitoare. Des am încercat să facem o, să sensibilizăm clasa politică și am dat invitații la toți politicienii din România, guvern. Noi eram organizatori cu Mona Muscă. Ne-am întâlnit doar noi în sală din, din A, -a venit și jurnaliști. N-a venit înțeles. nimeni din, no. din, politică. Nici nu ne dăm seama de amploarea uh, crizei demografice. Cine arată ultimul recensământ? Ultimul recensământ a fost un, e un cu probleme, într-adevăr. A fost și cu autorecenzare, a fost făcut online în totalitate. Lipsesc unele date de identificare de la 2 milioane și jumătate de chestionare unde nu este etnia, de exemplu, nu este religia și trebuie să vedem de ce nu sunt acestea. Dar datele brute se vor face analize. Ne arată în felul următor. Am pierdut 1,1 milioane de oameni în ultimii 10 ani. Nu i-am pierdut prin... Sunt toți pierduți prin sport demografic. Nu i-am pierdut prin migrație. Prin migrație am pierdut 250.000 de oameni. No. Ceva de genul ăsta. Adică am pierdut o populație activă. Deci asta nu Un mai poți... De, nu, nu, nu de oameni. nu mai poți recupera. Un milion, milion, de mii de oameni i-am pierdut în această perioadă. De asemenea, se vede foarte clar că pierdem în zona profesiilor uh, care sunt absolut necesare pentru, pentru societate. N-am câștigat, de exemplu, nici la studii superioare, cu, cu toate că avem facultăți private foarte multe. Și că lumea s-a plâns de... Procentul uh, de studii superioare din populație este doar de uh, 16%. Între ce mai scăzută din Europa. Ce mai scăzută din Europa. Dacă luăm populația între 25 și 35 de ani, este un indicator. La populația tânără, aici noi avem 24%, Europa are 42% deja. Și asta se vede. Statul n a fost în stare acum cu toată eroismul celor de la statistică, pentru că sunt niște oameni speciali acolo, eu cunosc foarte mulți, dar care n au nici bani, n au nici oameni destui statul nu reușește nici să recenzeze populația. Atunci cum să reușească să adune impozite? Destul ca partea de, din impozite, din PIB să fie la noi, nu știu, suntem acum la 26%, în Franța este 46%, 42% este media în Europa. Deci avem o capacitate slabă a administrației noastre și asta dă un viitor care este prost. Un viitor de aur, încet. Păi, avem o singură lucru care se vede că este un progres. În ultima care? vreme am reușit prin fonduri europene să facem investiții și aceste lucruri, de fapt, ne-au ținut în mod artificial sus. Uh, ideea de investiții, uh, ideea de uh, lucruri la infrastructură, pentru că dacă le-am eliminat pe acestea, noi am, am fi într-un stadiu uh, de stagnare continuă, cum poate că zicea Ponta. Nu am văzut exact ce a zis atunci, am văzut o parte da, interviu. Că suntem, suntem în... România este înghețată în momentul ăsta. Bun, dar având în vedere fricile uh, pe care le au românii și temerile care sunt importante, sunt legate de război, de prețuri, încrederea în instituții, în politicieni, Uh, sunteți și în PSD, în egală măsură, da? Adică aveți și statutul ăsta. Cum se poate guverna o astfel de țară de Românie care are populația pe care o descriați mai devreme? Și până la urmă, din ce e formată România? Formată din uh, pensionari, da? Avem un număr foarte mare de pensionari și nu știm cât de departe e momentul în care uh, se va bloca ideea de a da pensii românilor, apropo de ce spuneați, angajația statului, milioane, da? Și cei care lucrează la privat. Cam asta e, nu? Da, încă nu suntem într un raport dezastros între populația activă și cea uh, inactivă. Uh, avem inactivi în uh, jur de 10 milioane, în care sunt 5 milioane de pensionari, 3 milioane jumate studenți, elevi. Casnicii, okay, un milion și part. ceva, deci suntem în, în această zonă. Avem în, populația ocupată în jur de 8 milioane și ceva. Sigur că raportul se tot deteriorează și la un moment dat când o să avem un uh, lucrător la, uh, și doi pensionari pe care trebuie să-i țină în spate, va fi foarte complicat. Mai ales că uh, vreo 4 sau 5,4 milioane, cum uh, dă statistică acum de la, din țările europene, de oameni care muncesc în străinătate de la noi, rezidenți, unii rămân acolo, nu se mai întorc ne va face ca mai încolo să avem o mare problemă cu plata pensiilor și celelalte. Cum se poate conduce o asemenea țară? Într-o asemenea țară trebuie să încep de undeva o reformă foarte serioasă. Este nevoie de o reformă în foarte multe locuri. Marcel Ciolacu a promis că în momentul când devine premier... Ne -a o să cer... devină prim premier? Ne-a cerut tuturor... Se întâmplă... o... Schimbarea rotației asta? Cred fie... că se va întâmpla acest lucru. Credeți sau nu sunteți convins? Uh, nu sunt 100% de ce? încrezător pentru că, uh, sigur, în background-ul politice, unde suntem noi ăștia mai bătrâni, din media sau din. Da politică. Păi dacă sunteți că... acum aproape 30 de ani cu Băsescu și ne stați la masă, înseamnă ș... că ați trecut prin toate bătăliile posibile și imposibile. Sigur, știm că sunt unii liberali care spun că nu ar fi bine să fie uh -huh. să se schimbe acest lucru, că uh, ar trebui Bun. Uh, să se rupă coaliția și așa mai departe. Dar uh... aici că ajungem și acolo. Deci spuneți că... că trebuie o restructurare, o resetare a României din punctul ăsta de vedere. Și cine face asta? Deci, resetarea ar trebui să înceapă dintr-un proiect guvernamental. Trebuie de la guvern să înceapă o resetare, o reformă a administrației foarte rapidă. S-a oprit reforma administrației, deși era o sarcină europeană legate de capacitatea administrativă, din, 2000, din 2017, de la uh, Grindeanu, de exemplu, nimeni nu a mai continuat uh, descentralizarea, care este absolut necesară. Simplificarea statului, Bun. reducerea numărului foarte mare de agenții. E clar că restructurarea și resetarea asta înseamnă mult mai multe, nu avem timp să intrăm în atât, uh, în atât de multe amănunte. Dar eu vă întreb, pentru că știu că la, uh, nu vă pierdeți niciodată calitatea de sociolog, și a calitatea de șef a unei case de, care face sondaj. Și atunci când stați de vorbă cu colegii noștri din PSD și nu numai, aveți toate datele în mânecă sau în mână și le spuneți și vorbiți despre asta. Puteți să-mi spuneți și mie de când e coaliția asta de un an de zile și câteva luni. Ce a făcut, apropo de restructurare și de asta, o coaliție care are 70%, o coaliție care este susținută, nu are un președinte cu care să se lupte, așa cum a fost multe situații, o coaliție care are toate instituțiile de forță și așa mai departe. Care sunt sau întreb direct, de ce n-am avut parte de o restructurare, de o resetare până acum? Pentru că reflexul de conservare este mult mai mare decât, să spunem așa, nevoia schimbării pe care o resimte fiecare. Ne-a absorbit guvernarea de tip criză, de tip pompieristic, s-au fost focuri, a fost energia pe care, din nefericire, guvernul de dinainte nu a intuit, deși putea foarte clar să intuiască ce se va întâmpla când privatizez piața în mod brusc, Apoi, a fost și pandemia înainte, a venit PNRR-ul PNRR și războiul, și toate acestea au luat toată energia guvernamentală. Și până acum am avut un guvern de criză care a acționat pompieristic. Asta este din toate punctele de vedere. Pe de altă parte, am mai avut și unele lucruri care, mă rog, au ținut și de modul în care coaliția a funcționat. A pentru funcționat că sau nu a funcționat? În care a funcționat. Avem o carte aici și plec de la cartea noastră. Imediat, iertați-mă, o să vă las să vă continuați ideea. Avem o carte aici, foarte interesată. Politically incorrect, in este cu negru, scenarii pentru România posibilă. Și încă n-am ajuns la scenariile pentru România posibile, că trebuie să trecem un primul prin politică, numai că trece foarte repede timpul. Bun, iertați-mă, vă rog. Deci, nici coaliția n-a funcționat. Nici coaliția, a funcționat decent, să spunem așa. Nu am avut conflicte guvernamentale majore. majore. În general am avut destul consens, însă discuția despre pensii, de exemplu, a durat luni de zile în care liberale au cerut prin unele voci, întotdeauna unele voci dizidente, să-l dăm afară pe ministrul Budăi pentru că de ce vrea să mărească el pensiile. După ce a venit președintele și a spus dintr-o dată 15%. Deci a fost o dezbatere mai degrabă populistă aici și s-a pierdut timp, am pierdut timp cu această dezbatere. Până la urmă s-a ajuns să era efiresc să mărim uh, pensiile, măcar cu uh, inflația uh, sau așa ceva. Deci, de genul acesta există și o bătălie în interiorul, când ai o coaliție, o bătălie de identități, să spunem. Și aici... Ce fel de identități? Identitatea fiecărui partid? Identitatea politică. Fiecare partid și închipă un anumit electorat. Și când auzi pe partenerii noștri de istorie liberale care spun electoratul nostru, care sunt oamenii de afaceri, Uh, noi de la PSD am propus și procentul de investiții din PIB la negociere pe care l-am avut, creșterea de la 6 la 7% PSD-ul l-a propus, uh, după aceea bătălia pe uh, măsurile care sunt uh, astea cu impact mai mare la public, uh, adică necesare, să Bun. nu spun populist.